Teatrul Municipal Matei Vișnec Suceava și Primăria Suceava invită sucevenii duminică de la ora 19 la spectacolul Noapte Bună, Tăticule, în regia lui Alexandru Grecu. Conducerea Teatrului Municipal precizează că de zilele Sucevei, publicul sucevean se va bucura în mod gratuit de spectacolul Noapte Bună, Tăticule, care este adaptat după o piesă scrisă de un francez, montat de Alexandru Grecu, cunoscut și apreciat regizor din Chișinău. Sărbătoarea aceasta frumoasă a Sucevei, avem o deosebită plăcere să oferim publicului în mod gratuit spectacolul Noapte Bună, Tăticule, după adaptare de Joie, după piesa Joie Pac de Jean Poiret, care se montează la Suceava de către Alexandru Grecu, cunoscut și apreciat regizor din Chișinău. Este un spectacol pe care îl montăm la Teatrul Sucevan și care va avea premiera în septembrie. Dar o reprezentație gratuită, după cum spuneam, pentru publicul sucevean, pentru sărbătorile Sucevei, va avea loc pe 24 iunie la ora 19. Jean Poiret este acel renumit actor pe care îl cunoaștem toți din anii tinereții noastre, să spun așa. Este și regizor, și scriitor, și scenarist. Cunoscut mai mult pentru piesa sa La Cage aux Folles sau Joie Pac, adaptare după care vom avea și spectacolul nostru. Distribuția, echipa de producție pentru Noapte Bună, Tăticule, formată din Alexandru Grecu, care semnează și regia, scenografia, lumini, sunet. Traducerea este făcută de Ion Viza, costume Ecaterina Mihalache, coreografia Dumitru Tan Moșan și regia tehnică Vili Tuțu. Din distribuție, Diana Lazar, Răzvan Bănuț, Ioana Nichita, Sebastian Bădărău, Alexandru Marin, Bogdana Murărițe și Delu Lucaci. Sper să vedeți acest spectacol. Vă zic că sunt actor foarte bun, muncesc enorm de bine. Veți avea unele surprize cu unele realizări care se vor întâmpla în acest spectacol și cred eu că noi vă vom oferi într-adevăr o seară plăcută, fiindcă o seară pozitivă, fiindcă un spectacol gen comedie Jean Poiret, el doar poate să ne dea o doză în afară de sănătate, dar și de moralitate. Alexandru Grecu este un cunoscut regizor din Republica Moldova, director al Teatrului Național Satiricus Ile Caragiale din Chișinău. De-a lungul carierei sale, regizorul a obținut multe distincții, iar în anul 2010 titlul onorific de artist al poporului. Regizorul Alexandru Grecu a primit de asemenea marele trofeu Thalia 2000 și titlul cel mai bun spectacol al anului pentru spectacolul Maestrul și Margarita în cadrul galei premiilor Unitem, spectacol pe care sucevenii l-au putut vedea în cadrul festivalului Zilele Teatrului Matei Vișnec Suceava, ediția 2018.